Este un potențial, vreau să vă zic, a Partidului Verde Ecologist, așa cum este el, da, cu rezultate modeste, dar noi avem un statut în partidele Uniunii Europene. Suntem unicul partid din Republica Moldova care are dreptul de vot în cadrul Partidului Verde European. Suntem egal la egal acolo. Restul că declară, că ceea ce toți sunt observatori, poate pe site-ul EPP de văzut. Eu tamam de asta am vrut să vă întreb. Și, despre relațiile noastre și, internaționale. Uitați-vă, de ce noi n-am putea practicile de acolo pe care ne le oferă colegii noștri? Noi ne fiind la guvernare, da? Să le oferim guvernării. Noi așa ne poziționăm. Noi dorim soluționarea problemei, nu numai decât putere. Că puterea, prin putere, desigur că este mai ușor când tu ești în poziție de ministru, viceministru, deputat, mă rog, altfel se discută, dar potențialul este foarte mare a colegilor noștri de acolo și noi mereu suntem susținuți, atât în țările unde verzii sunt la guvernare, inclusiv și în Parlamentul European. Eu liber discut cu Ska Keller, copreședintea fracțiunii verzilor în Parlamentul European. Liber. Un moldovan de aici discută, înțelegi?